La 22 septembrie 1958 s-a născut scriitorul Augustin Buzura. A absolvit Universitatea de Medicină din Cluj, dar a renunțat la profesie pentru a se dedica literaturii. A scris 8 romane, câteva volume de publicistică, precum și 3 scenarii de film. Din 1990 și până în 2004 a condus Fundația Culturală Română, redenumită în 2003 în Institutul Cultural Român. Din 1992, membru al Academiei Române, s-a stins din viață la 10 iulie 2017. 20 de ani mai târziu, la 22 septembrie 1958, s-a născut Andrea Bocelli, cântăreț de operă, dar și interpret de muzică pop. La vârsta de 12 ani, în urma unui accident pe terenul de fotbal, și-a pierdut vederea. E unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni italieni și a vândut de-a lungul carierei peste 75 de milioane de albume. În 2006 a primit Ordinul Național de Merit al Republicii Italiene, iar în 2010 o sta pe Hollywood Walk of Fame. La 22 septembrie 2009 s-a stins din viață Marcel Marceau, mim francez, unul dintre cei mai mari artiști ai genului, supranumit și regele pantomimei. Astăzi, Bulgaria sărbătorește Ziua Independenței. Tot astăzi, în lume, este marcată Ziua Mondială fără mașini.